știu și eu, oameni cum ajută, spune că ajută, tot este. Dar dă Dumnezeu și așa mai departe, dar eu cine mai departe, eu știu cum țara noastră și așa e. Mulți de beneficiile cu Uniunea Europeană ajută Moldova, cu măști, cu bani, cu credit, cu mulți. Ei ne ajută, dar unde se duc banii? Cine iau banii ăștia? Cine? Eu nu pot spun că aici sunt mulți care fură. Dar trebuie de prins pe tânși. De prins și de... Bun, beneficiile sunt vizibile și numai cine nu vrea să le vadă nu le vede. Mai ales în ultimii ani, când Uniunea Europeană și-a schimbat paradigma asistenței pentru Republica Moldova, pentru că se fura mult din banii Uniunii Europene și politicienii își făceau capitala, UE a decis să-și îndrepte și să direcționeze asistența nemijlocit către comunități. Și în ultimii doi ani, așa cum am spus, lucrul ăsta se vede foarte mult. Au fost create grupuri de inițiativă ale localnicilor care desfășoară proiecte importante pentru comunități, pornind de la apeducte, reconstrucția spitalelor și așa mai departe, până la lucruri elementare, cum ar fi construcția unui foișor într-o curte și așa mai departe, mini-stadioane pentru copii. Asistența este enormă. Și faptul că unii politicieni din Republica Moldova speculează foarte mult pe tema asta este inadmisibil din perspectiva mea. Oamenii văd lucrul ăsta și trag concluziile. În contextul pandemiei, Uniunea Europeană a ajutat și ajută în continuare foarte mult, chiar dacă, repet, iarăși unii politicieni încearcă să speculeze și îndrepte atenția oamenilor către cu totul alte țări care n-au ajutat așa de atât de mult cum declară. Este o platformă care întrunește cele mai active organizații non-guvernamentale din Republica Moldova. Misiunea principală este promovarea valorilor europene prin acțiuni de advocacy, prin acțiuni de monitorizare a politicilor publice, prin acțiuni de coalizare a eforturilor organizațiilor non-guvernamentale în vederea promovării bunei guvernări și tot ce înseamnă implementarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană. La moment, în platformă fac parte 85 de organizații non-guvernamentale ale societății civile care împărtășesc viziunea platformei propriu-zisă, iar 6 dintre aceste organizații sunt organizații umbrelă pentru alte peste 200 de organizații. Respectiv, la momentul actual, platforma este cea mai reprezentativă structură a societății civile din Republica Moldova. De fiecare dată când Uniunea Europeană își analizează intervenția în Republica Moldova sau analizează anumite politici în Republica Moldova. Unul dintre actori primordiali care este întrebat cum se întâmplă lucrurile în Republica Moldova este societatea civilă și această platformă a partenerului este ca formă societății civile și asta este practic lucru care îl vedem tot mai mult în ultima perioadă. Avantajul platformei societății civile a partenerului este că are un dialog foarte strâns, inclusiv cu reprezentanții Comisiei Europene, cu delegația Uniunii Europene din Moldova și cu ambasadele. Solidarizăm cu oamenii pașnici și mai ales cu victimele care au avut de suferit. Imaginile care vin zilnic, mai ales noaptea, din Belarus, demonstrează încă o dată că societatea civilă, democrația este încă foarte firavă. Noi am trecut prin astfel de situație, în 2009 cel puțin. Iar faptul că Uniunea Europeană ajută pentru reforma justiției, pentru reforma administrației publice locale, pentru alte reforme absolut necesare pentru un stat în modernizare, cum pretinde a fi Republica Moldova, este apreciabil și fiecare cetățean din Republica Moldova ar trebui să înțeleagă și să aprecieze acest lucru.
comunicarea trebuie să se schimbe, trebuie să fim mai incisivi, mai emotivi, axați mai mult pe studii de caz, pe exemple concrete. Uneori trebuie să promovezi intens lucrurile bune pe care le faci. Chestiunile complicate, cum ar fi finanțarea, lucrurile, suportul bugetar, nu sunt atât de bine înțelese de către oameni. Moldova este beneficiară de suport bugetar chiar și în aceste momente grele pe care le are. Mesajul este simplu, să știți că chiar pensiile pe care le primiți au în ele și bani din partea Uniunii Europene, fiindcă Moldova este într-o situație foarte dificilă și ajutorul european într-o formă sau alta se regăsește și în salariile și în pensiile care se plătesc. Problema este că oamenii înțeleg sau percep aceste fonduri ca fiind administrate de către autorități și atunci, în funcție de rezultatele autorităților, fie ele locale sau centrale, se aplică o etichetă și fondurilor care au fost cheltuite. Este important să existe dialogul dintre guvern pe de o parte și societatea civilă pe de altă parte. Guvernanții din Republica Moldova și actualii, dar și precedenții au știut foarte mult să imite acest dialog și nu a existat un dialog serios. Totodată este foarte important ca societatea civilă să pună presiune pe guvernare, care poate fi de o culoare politică sau de alta, iar societatea civilă adevărată trebuie să mizeze și să pună presiune pentru ca interesele cetățenilor să primeze în politicile implementate de către autorități.